Grajduri în care erau crescute animalele sunt acum cămine pentru 25 de familii. Fiecare familie are cămăruța ei, iar în unele încăperi se înghesuie până la 7 suflete. Un grup de tineri din Constanța, impresionați de drama pe care o trăiesc acești oameni, le-a întins o mână de ajutor. Au adus mese, scaune și alte piese de mobilier, lucruri banale pentru cei mai mulți dintre noi, cadouri la care nici măcar nu îndrăzneau să viseze oamenii de acolo. Un camion încărcat cu mobilă veche, tot ce a încăput într-un apartament cu 3 camere. Pentru fostul proprietar, lucruri bune de aruncat. Pentru acești oameni, lucruri la care abia îndrăzneau să viseze. Lucruri care nu trebuiesc acasă, venim și le aducem. Sunt de mare folos. Nu au nici măcar un șifonier, nu au nici măcar o masă, nu au farfurii unii dintre ei. Lucruri care pentru noi sunt esențiale sau banale. La camionul cu mobilă toată lumea se înghesuie să privească, cu toții așteaptă liniștiți să primească câte ceva. Un copil privește nedumerit pe geam și mușcă cu poftă dintr-o bucată de pâine. Chiar dacă e înăuntru, poartă căciulă și un hanorac cu gluga trasă pe cap. Părinții săi nu-și permit să cumpere lemne de foc. Cu ce vă încălziți, doamnă? Lemne! Cu lemne? Cu lemne, ce găsim? Cu râpcă, dacă și aia râpcă. Ce e râpcă? Vațelele de la vii. Tanti Paraschiva face turte. Asta pune pe masă în fiecare zi. Aveți ce să mâncați? Mama! Uitați, mama! Frământăm turte. Facem mălai, că este porumbarul plin de condată. Si. Facem de mămăligă, da, puiu. Aș să facem din mămăliguți, din asta ce... Omul ce trăiește. Asta până să ieșim din cartofi, din fasole și din varză. 5 copii și părinții lor se înghesuie într-o singură cameră. Alături o altă familie își duce traiul în aceleași condiții. Mama este însă fericită pentru că în sfârșit se pot așeza cu toții la aceeași masă. Au primit-o acum. Au primit și un fotoliu pe care să doarmă băiatul de doar câțiva ani. Ce te-a adus, moșo? Tractorul. Este singura jucărie pe care o are, un camion încărcat cu lemne pe care le scoate și le pune tacticos la loc în remorcă. Cu ce vă încălziți aici? Aveți cu bani lemne. De lemne? Aveți... Facem rosici de bani și trebuie din puțin care sunt 8 milioane să facem, să plătim și lumina și lemnele și... Butelie. În localitatea Pecineaga din Constanța, 25 de familii trăiesc în fostele grajduri ale CAP-ului. Câțiva voluntari îi mai ajută cum pot. Vor să treacă pe la ei din nou înainte de Crăciun. Până atunci speră să facă rost de piatră și nisip pentru a acoperi noroiul din curte.